Nu doar stresul sau problemele medicale stau la baza căderii părului. Un nou studiu realizat în China arată faptul că un consum de băuturi îndulcite cu zahăr ar putea provoca apariția cheliei la bărbați. Studiul a fost realizat cu peste 1000 de subiecți din China cu vârste cuprinse între 18 și 45 de ani. Jumătate dintre ei au declarat faptul că beau zilnic băuturi îndulcite cu zahăr, unii chiar 3 litri pe săptămână, fie că este vorba de siropuri, sucuri carbogazoase, energizante, ceai și chiar cafea. Indiferent că sunt îndulcite cu zahăr tos, alb sau brun, ori cu alte forme de zaharuri, efectul este același. În corp se acumulează prea multă glucoză, care afectează stratul extern al foliculilor de păr și pur și simplu îi sufocă. Studiul completează o cercetare anterioară care avertizează faptul că persoanele care beau echivalentul al 3 pahare de suc pe zi sunt cu 25% mai predispuse la depresie. În România, potrivit Eurostat, peste un sfert din populație bea sucuri îndulcite cu zahăr de 3 ori pe săptămână, iar 11% au acest obicei de 5-6 ori în 7 zile. Este foarte posibil ca nivelul glucozei să crească, iar glucoza să nu fie disponibilă pentru rădăcina firului de păr. Riscul firului de păr de a se denatura crește. Practic, nu sunt nutrienți biodisponibili pentru rădăcina firului de păr și atunci cade, a explicat un medic nutriționist. Relatează Digi24.ro.